Sergio, te salut și vreau să-ți urez bun venit în numele meu și al clubului și al suporterilor CFR Cluj. Cum te simți acum că ai revenit acasă, nu? Da, într-adevăr, acasă. Eu cred că nimeni nu m-a putea înțelege. Am un sentiment aparte și doar acești jucători, cum ar fi Ciprian Deac, să zic, că mi-a venit în minte, are un sentiment foarte plăcut că joacă de atâta timp aici, știind că e acasă, deci mă bucur că voi reveni aici și am plecat singur, acum am întors cu o familie și mult, mult mai fericit pe plan fotbalistic. Practic, nu doar că te întorci la clubul care te-a crescut, te întorci acasă, după un an în care chiar tu ne spuneai că ai fost plecat. Cum e viața din nou la Cluj? Încerc să mă obișnuiesc, în primul rând cu fusul ăla, apoi cu familia, cu fetița. Nu m-am văzut un an de zile, a fost niște probleme de viză. A fost puțin mai greu, dar mă bucur că m-am întors și a fost exact așa cum am plănuit eu împreună cu familia mea. Ne gândeam să venim aici, îmi doream să ajung aici. Vedeam după un an foarte greu, a fost extraordinar să ajung acasă, să îmi duc fetița la grădiniță, pe urmă la școală, ar fi extraordinar și uite că s-a împlinit și chiar sunt foarte recunoscător pentru asta. Cum a fost viața în Coreea? Pentru că puțini jucători români ajung acolo. A fost destul de grea din punct de vedere fotbalistic, pentru că stilul de joc și stilul de antrenament este total diferit față de România sau de Europa. Dar cel mai greu mi-a fost că am fost singur din cauza vizei. Familia n-a putut să primească viză, pe urmă au fost niște probleme de sănătate în familie, dar așa cum am spus, totul s-a rezolvat și totul e bine, familia e sănătoasă și asta e cel mai important. Cum te-a adaptat acolo cu mâncarea, cu obiceiurile, cu limba, care bănuiesc că era în continuare străină? Limba trebuia probabil 10 ani ca să o nu, era foarte greu. Am învățat mai ales acum că e hype acesta cu filmul, cu Squid Game. Da. Și fetița, când am ajuns acasă, tu ai fost acolo în Coreea unde e păpușa aceea? Și am dat păpușa aceea, dar ce face păpușa aceea? Păi nu am văzut, că noi n-avem să ne uităm la prostii și așa. Da, e foarte grea limba, deci mâncarea e extraordinar de bună, pentru, după părerea mea, pentru că ei mănâncă, să zic, carne, mănâncă tot timpul grătar la barbecue, își fac barbecue și așa, dar tot timpul au 10 feluri de legume lângă, așa că mie îmi plac foarte mult legumele, eu mănânc foarte diversificat și chiar mi-a plăcut. Te-ai scos cu asta. Da, mi-a plăcut acolo mâncarea, sincer. Cum a fost nebunia asta cu Squid Game? Apropo, că ai zis, erai chiar acolo. Da, păi era un cartier, Itaewon îi spune, un cartier unde sunt cei mai mulți străini acolo în Seul. Și aveau ceva, un fel de muzeu, și au făcut ceva, un fel de muzeu, plăteai, intrai și aveau tot felul de actori îmbrăcați în costumele acelea. Deci a ajuns la un, se știe oricum, se știe că a ajuns la un nivel mondial acel serial, ce vreau să zic. Ce obiective ai tu la CFR Cluj, acum că ai revenit? Sigur, întâlnești campioana României din ultimii 4 ani. Da, este o presiune, totdeauna la CFR a fost o presiune, de când eram mic aici. Bine, nu o simțeam, nu mă gândeam, dar consider că am o anumită experiență și eu cred că aș putea să ajung CFR, deoarece sunt aici, am crescut aici. De adevăr, așteptările sunt mari, mă bucur că sunt așa, deoarece vreau să fiu cât mai responsabil și chiar vreau să fac fericiți fanii pe care probabil îi cunosc pe majoritatea mea din galerie. Cum s-a schimbat CFR Cluj după 8 ani de zile? Întotdeauna am simțit, nu numai eu, noi când eram copii simțeam așa că la CFR parcă e foarte fain așa sentimentul aici să joci, e foarte faină emulația, să zic, energia, e energie bună și uitați că după aia totul s-a scris istoria, vedeți, în ultimii 4 ani s-a luat campionate, a fost Champions League, sper să mai urmeze, Europa League, Champions League, sper să mai urmeze. Ăsta e și targetul tău, să joci în cupele europene alături de băieți? Da, normal. Așa cum am spus, mi-aș dori să ajut și cred că o pot face. Concurență pe post destul de mare. Atacanți care au marcat câteva goluri, cum vezi asta? E benefică, bănuiesc, pentru un jucător să știe că cineva din urmă îl urmărește așa? Da, normal. Și pentru mine și pentru ei, probabil. Într-adevăr, au înscris, au jucat foarte bine. Foarte bine că au ajutat echipa. Eu voi veni, mă voi pregăti, îmi voi vedea de treaba mea și dacă domnul antrenor va decide ca cineva din noi să joace, vom respecta decizia. La ce nivel fizic crezi că ești în acest moment?
Deci eu chiar mă consider la un nivel foarte bun fizic, deoarece antrenamentele, cum am spus, erau foarte grele. Deci în fiecare zi mă luam de cap și nu-mi venea să cred că alergam fără minge mult, dar a fost benefică pentru mine pentru că nu jucam. Se întâmplă la fotbal, dacă nu joci, îți ieși din ritm, poți să te îngrași sau poți să ai probleme musculare. Dar eu, antrenându-mă zi de zi, un an de zile, neavând nici vacanță în vară, am avut doar 4 zile, cred, pe care am plecat în cantonament, mă consider foarte bine pregătit. Acum va depinde de mine, pentru că urmează într-adevăr o vacanță, trebuie să mă mențin și bineînțeles că voi face, deoarece sunt profesionist. Mai e cineva la club dintre jucătorii cu care ai avut șansa să joci când ai fost data trecută aici? Da, mai e De Cipri, mai e Camora. Julio era? Da. Julio era, da. Cu Panin am jucat, dar Panin acum e la club. Mai e Păun, bineînțeles. Copilul CFR-ului. Bineînțeles, Masiori, toată deci lumea. Clubul deci, s-a păstrat. Da, preparator fizic Cristi Dragotă, care... Suntem prieteni de ani de zile, de 10 ani. Deci, cum am spus, e o energie specială pentru mine. Vreau să te întreb ce planuri aveți de sărbători în perioada asta în care vin sărbătorile astea frumoase. Nu știu, acum ne-am gândit cum am stat despărțit eu cu familia mea un an de zile, să mergem undeva câteva zile, deoarece pe urmă începe foarte repede campionatul și cantonamentul începe în 4, din ce am înțeles, așa că o să fie o scurtă vacanță, dar eu abia aștept să începem.